Astăzi este 1 decembrie 1990. Ne aflăm la liceu Petru Rareș cu carul reportaj 5, adică mai mult carul, că restul nu le avem cu noi. Și o să stăm un pic de vorbă cu membrii unei formații, formații aparținând, credem noi, nu suntem siguri, acestei instituții, sau poate ei au încercat și s-au încropit sponsorizarea. Și o să vorbim pentru început cu o foarte drăguță și tânără membră a formației. Vianora Vinca. Cum se numește formația? Formația Dinamic. Dinamic, într-adevăr. Adică pentru vârsta și timpurile actuale, nici nu se putea o denumire mai frumoasă. Ce veți face în continuare cu formația pe care ați spus că ați încropit-o aici la liceul Petru Rareș? Dacă lucrurile or să meargă în continuare tot atât de bine, ne vom strădui să realizăm ceva deosebit. Bineînțeles, dacă vom avea posibilități și timp liber. Da. Pentru că trebuie foarte multă muncă ca să ai și performanță. Bineînțeles. O să te rog să ne spui cum te numești și la ce instrument îți duci activitatea. Bogdan Chirica, chitară. De când cânti în această formație? 3 ani. Și cum ți se pare? Merge bine. Ce gânduri de viitor? Am mai multe, nu le spun acum. Bine, mulțumim. Stăm de vorbă cu un alt membru al formației. O să rugăm la fel să ne spună cum se numește și la ce instrument cântă. Sorin Pavlidis, chitară, bas și voce. Voce. De când ești în această formație? Eu împreună cu Vianora și Bogdan am înființat această trupă acum 3 ani. Foarte frumos. Ce gânduri ai? Sperăm, după cum a spus și colega mea, să realizăm niște lucruri frumoase. Dacă avem timp și, bineînțeles, trebuie multă muncă, sperăm în vacanța de iarnă să mergem, în București sau poate peste hotare cu trupa. Gânduri foarte frumoase. Și mai departe o să vorbim cu un alt membru al formației Dinamic, așa, care îl cunoaștem și noi mai de mult.